Bună dimineața YouTube sau bună seara sau orice moment al zilei ați vedea acest videoclip. N-am mai făcut vlog de mult, e greu, e greu, bursuc mănâncă un sandwich, am ajuns în Sibiu. Ăsta o să fie vlogul despre Valahia Warriors Championship, doamne cine găsește numele astea, mă rog. Despre concursul de la Valahia, astăzi este data de 27 septembrie, ora 15.30. Este vineri, am ajuns cu o zi mai devreme, în general așa se face. Mulți au venit de ieri, am văzut. Da, mi s-a părut că am overkill să vin de ieri. Așa că sâmbătă o să fie cântarul, adică mâine, ziua de 28 septembrie. Iar duminică o să fie concursul propriu-zis, o să intre toate categoriile în același timp. Nu o să mai fie un concurs pe două zile, cum e la Olimpia Amator sau alte concursuri mari, că e regional și practic sunt puțini oameni și nu-ți trebuie două zile și n-are rost să închiriezi locația două zile pentru un concurs de genul ăsta. Da, dar părerea mea e că o să fie puțin mai greu decât Olimpia. Mi se pare că oamenii au venit într-o formă mai bună și arată mult mai bine și sunt și, cumva, sunt și alții, nu-s aceiași. S-au păstrat unii pentru Valahia, s-au dus unii la Olimpia. Ciudat, da. Poate facem și un form check mai încolo, deocamdată suntem de pe drum. Am făcut 5 ore jumate, din cauza că am dormit și o oră în benzinărie, m-a luat somnul. Am dormit azi noapte 2 ore, cântarul a crescut. Deci m-am culcat aseară, prima zi de încărcare, pe 87... Nu, m-am culcat pe, să zic, 88 de kg cu apă, băut și așa mai departe. E mult spus, m-am culcat că nu am adormit. Noi ne pusesem alarmă la 5 ca să plecăm la 6, să o lăsăm pe Nina la Pet Hotel și după aia, practic, adică trebuie să facem un mic ocol și am zis, hai că ne trezim mai devreme. Și m-am băgat la somn și n-am dormit deloc. Adică am dormit pe la 2:30, 3, ceva de genul, și m-am trezit la 5:30. Că mai lăsat să dorm jumătate de oră. A zis că mă mai lasă jumătate de oră, nu mă chinuie. Și de la 87.5, cât era cântoarea aseară după masa 5, am făcut check-in după masa 5 ca să văd care e masa 6, să-mi iau masa 6. Cam așa funcționează protocolele în Pickwick. Dai și check-in seara, dai check-in după prima masă, dai după a doua, dai după a treia, încerci să găsești cam unde stai cel mai bine carbohidrații. Eu aveam 87.5 kg după a 5-a masă, practic. Ceea ce e foarte bine, că dimineața m-am trezit în general la 86-85.9 lowest și după o zi întreagă de mâncat și așa, să fii seara la 87.5 cu 7 litri de apă băuți, adică cu un litru jumate în plus față de cât aș avea dimineața mult normal, e un lucru foarte bun, pentru că pe parcursul zilei, majoritatea oamenilor, mie includit, iau mai multe kilograme. În off-season iau, mă trezesc la o greutate și dacă mă cântrez după, iau 3-4 kg, nu iau un kg jumate. Da. Și de la 87.5 m-am trezit la 89 de dimineață, ceea ce este groaznic. Eram și spilled over, că n-am dormit și mie mi-e dă rău somnul când nu dorm, deci nu funcționează nimic, practic ritmul circadian nu mai e același și nu, nici nu am digestie, nu pot să mă la baie, adică am mers prin benzinerii. Așa, pe ascuns, mă rog, nu pe ascuns, dar am mers prin benzinerii că n-aveam cum, gen, n-ai cum să stimulezi digestia dacă corpul a încercat să doarmă, nici n-a făcut digestie, nici n-a dormit, pana mea. Am băut apă toată noaptea de foame, că n-am stat treaz, m-am și uitat pe pereți, am și deschis telefonul, m-am și plimbat între camere și așa mai departe. Și da, arătam rău de dimineață, eram și rupt de somn, așa că am dus-o pe Nina la adăpost și după aia, când am ieșit pe autostradă, cred că am făcut vreo 50 de kilometri, am tras în prima benzinărie și ne-am culcat. M-am culcat. Ana și-a pus căștile, nu știu ce-a făcut. A, da, scaun. Și când m-am trezit, după m-am culcat la 7:30, să zicem, eram pe autostradă la 7:30. M-am trezit la 8:20 sau 8:30 pe acolo. Eram super happy că am dormit. Doar că ca să dorm, mi-am lăsat scaunul la mini pe spate din două variante pe care poți să-l lăsi. Da, poți să lași spătarul pe spate sau poți să o faci, să-l muți în față ca la cupe, că are două uși și două moduri la cupeuri de a deschide scaunul. Ori prin manetă, ori prin... are un click. Mă rog, nici nu știu să explic foarte bine ce am făcut. Cert e că după ce l-am lăsat pe spate am dormit, când m-am trezit să-l pun la loc, ăla nu mai putea să stea. Nici nu stătea la 90 de grade. Ori rămânea pe spate, ori venea full față. Și n-aveam practic cum să conduc, că dacă mă lăsam puțin pe el, mă duceam imediat pe spate și trebuia practic să stau așa la 90 de grade ca pe taburet să conduc încă 300 de kilometri. Și am zis că nu e adevărat. Am făcut un rage, dar am început să dau cu pumnii pe ăla. Și Ana a încercat să-l repare.
Dar și-a dat seama că nu poate să repare și l-a prins cumva cu centura din spate, de pe banchetă, l-a prins să stea într-o formă, dar el tot avea joc și nu puteam să mă las full pe el. Și până la urmă ne-am dat seama că noi în loc să dăm, trebuia doar să dăm invers de maneta pe care am dat-o în sens opus. Aia era cât trebuia să facem scaunul și a revenit la loc. Pentru că părea că poți să dai maneta aia într-un singur sens și noi n-am încercat în sens opus și după ce am încercat în sens opus. Da, rage-uri de dimineață. Da. Un mod foarte bun de a-ți începe dimineața. Și după aia drumul a mers super bine, am ajuns foarte bine aici, dar am mers încet, calm și precaut. Da, cam asta e. Noi suntem la cazare, nu știu dacă are rost să vă arăt cazarea, că nu este cea mai wow. Arăta altfel în poze, sincer. E curat, atât, asta e important. Și are tot ce trebuie în bucătărie, ceea ce e la fel de important. Da, mai stăm puțin. Mai bem niște apă, mai mâncăm mese dacă sunt mese de mâncat. Și după aia mergem să ne antrenăm. Azi o să fie antrenament, s-ar putea să fie și mâine, nu sunt sigur dacă mâine va fi antrenament, dar azi sigur am antrenament. Mergem la Wolf Gym sau poate găsim o altă sală și poate ajungem și la Aria Sibiu. Aria Sibiu este un loc în care se organizează evenimente și Alina Popa împreună cu Prime organizează un eveniment despre fitness something și merge toată lumea și a zis că putem să mergem și noi dacă avem timp. Da, să vedem în funcție de cum ne împărțim pe aici. Că sunt și foarte mulți oameni de văzut în același timp pe care nu i-am văzut de mult și așa mai departe. Sunt foarte multe chestii operaționale de făcut până la concursul propriu zis. Dar vă țin la curent. Sper că n-a fost un intro foarte lung. Pa! Facem lucrăm upper body, în regim full upper body, doar pump-uri ar trebui. Dar am făcut și o tehnică de intensitate la spate, că n-am mai făcut de mult. Facem așa, două exerciții de spate, unul cu accent pe trapez, unul pe dorsal, două exerciții de piept, două exerciții de umeri, unul biceps, unul triceps. Și poate niște abdomeni, niște legurile de zahăr. Atât, that's all. Și plecăm acasă. Vă mai filmăm pe parcurs. De problemă. Să nu așa vedea. Eu am comentarii despre... Ca să spun creștere să ai... Cum ai zis, mă? Foiță de ceapă. Să fie pielea foiță de ceapă. Ia bursă. Pentru tine. Pinciște. Pinciți aici. Vă rog. Și aici, dacă se poate. Și video, să vedeți că nu sunt, că n-am pus filtre. Mai ales că am pus filtre la unele la poze de Instagram. Că nu sunt așa definit. Că am dat structure la maxim sau de-astea. Și nici nu pare editat eu pula mea. Am dat structure mai mult de 5 puncte de alea. Și nici am dat la unele. Mă, le-am pus așa direct. Gata. Cred că asta a fost de la o gine, revenim mai încolo. Bună dimineața, YouTube! Mă scuzați, m-am mecat. Avem aici pe spate un bursuc care și-a pus o mască, pare că este din Scream. Este sâmbătă, ziua cântarului, am trezit dimineață, ne-am epilat, am făcut epilarea cu... Unde da, cu e mașina? Da, thank you. Așa, ăsta este un Philips, nu e One Blade, nu știu cum se numește, dar mi se pare cea mai bună mașină de epilat, de departe. După care, deci... Asta e pentru cine vrea să învețe cum să se epileze pentru un show day corect, fără să se inflameze, fără să se taie, etc. M-am făcut cu mașina, în primul rând pe tot corpul, după care, în zonele în care părul crește mai repede și în care părul, firul de păr este mai gros, de exemplu, piept, picioare și doar atât,
Am intervenit cu lama după. M-am făcut cu mașina, m-am spălat, ne-am făcut cu lama, m-am făcut bursul cu lama. Și restul părților, de exemplu spate, unde n-am atât de mult păr, le-am lăsat la mașină, care tremuiește până jos de tot, adică rămâne doar părul. Și cam atât. Acum urmează să dau, are Ana o cremă hidratantă, mă hidratez puțin că mi-am tăiat din păcate sfârcul cu lama ca prostul. Are un acnesol pentru că trebuie să-mi usuc niște coșuri de pe femoral, care nu sunt coșuri, sunt iritații din cauza că m-am făcut cu lama pe femoral și am făcut bicicletă acum nu știu câte zile și s-au inflamat alea și au rămas acolo. Nu e mare chestie, nu o să se vadă vreodată, dar na, încercăm să fim cât mai on point cu toate lucrurile. Și acum să vă povestesc că asta e de povestit de fapt. Deci, ieri dimineață, înainte să plecăm acasă, am dormit 2 ore jumate. M-am trezit la 90 de chile. La 89 de chile. Bă, 89, fucking shit, 89 de chile. Foarte mult. Cântarul meu pentru clasic este 88, iar cântarul pentru bodybuilding trebuie să am maxim 90. Am înnebunit. A nebunit și Mihai. Dar am zis că, bă, hai să ne relaxăm, mergem pe drum, mai dorm, mănânc mesele, mă relaxez, iese și cortizolul și o să fie ok. Se poate vedea pe față cât de striațiile de pe mandibulă. Așa. Da, a fost o zi foarte stresantă, că eram cu un kill peste cântarul de clasic și eram cu un kill până la cântarul de bodybuilding. Și e greu în ultimele 2 zile să mai faci ceva de genul ăsta. Adică, mă rog. După toată ziua de ieri, am dormit și foarte bine, ce-i drept. În noaptea asta am dormit destul de bine. M-am trezit doar de 3 ori să merg la baie. În general, mă trezesc de foarte multe ori și nu adorm imediat după ce mă trezesc. M-am trezit la 85 de kg. Deci sunt 4 kg date jos de ieri până azi. 4 kg. Ceea ce este perfect, 85 de kg. Am loc de 3 kg să mănânc azi toate mesele până la cântar. Iar pentru bodybuilding nici nu trebuie să-mi fac vreo problemă, că n-am cum să iau 5 kg până la cântare, este imposibil. Și m-am cântărit după fiecare masă, greutatea a ajuns până la 85,2 kg maxim după masa 1, acum urmează să iau masa 2. Masa 1 am avut 100 de grame de instant rice, stați că vă arăt. Așa, și am avut instant rice vitabolic 100 de grame, 50 de grame de ovăz, le-am pus împreună. Am pus apă la fiert, că n-am fierbător, dar apă trebuie să folosesc un ibric clasic. Am avut o banană, 10 grame de peanut butter, un ou și 100 de grame de albuș. Asta am mâncat. Acum masa 2 urmează 100 de grame de orez, 100 de grame de pui, 50 sau 100 de grame de sparanghel, cred că 100 de grame de sparanghel, 10 ml de ulei de măsline. Am dat cu fiecare berberină și potasiu, cam atât, 500 mg de berberină, 800 mg de potasiu ca să meciuiască sarea, 1 gram de sare la fiecare, apa rămâne normal. Deci astăzi eu beau destul de multă apă, deci nu se face deshidratare, probabil o să opresc diseară pe la 8 și cam atât. Iar până mâine nu prea mai beau apă, iar mâine dimineață apă normală, adică până în scenă, am 1,5 litri, 2 litri de apă, adică în niciun caz nu mi se usucă buzele, nu fac deshidratări, n-am de ce să fac deshidratări, o să vă arăt și forma 2 secunde. Da, asta am mâncat, următoarele 3 mese sunt identice cu asta pe care v-am zis acum cu masa 2, 100 grame de orez, 100 grame de piept de pui, 100 grame de sparanghel, 10 ml ulei de măsline. Berberină cred că rampez până la 1,5 grame, general la astea primele două, eu mai au 500 mg de seară. Metformină nu știu dacă e nevoie momentan, n-am luat, o să mă uit la formă să-mi dau seama dacă e nevoie, dar nu cred că mai e, că mâncar destul de bine acum. Și cam atât, cam astea sunt guidelines-urile până mâine. La 3 este cântarul, la 14 este un seminar de posing înainte de cântar, o să mergem la 14, că pe ăla de la Olimpia nu merg niciodată la el, că sunt mereu panicat, dar la ăsta am timp, sunt în formă, totul e foarte bine, n-am de ce să-l ratez. Și cam astea sunt lucrurile pe care le-am făcut și pe care o să le fac. Apă beau normal, dar v-am zis, mă cântăresc după fiecare masă, nu vreau să am surprize, adică nu vreau să se întâmple ceva, să mănânc acolo, să fac cântarul la limită. Mesele le iau normal la 2 ore, 2 ore jumate sau 3 ore în funcție de și de cum e pus cântarul. Urmează să facem tanul în seara asta, probabil vă mai dau un update după tan și după cântar. Și cam astea sunt lucrurile în principal și acum să vă arăt forma. Unde am pus ăla? E dincolo? E aici, da. Așa,
Nu vă arăt aici, asta e dormitor. Bă, să vă arăt Airbnb-ul ăsta, doamne. Bă, deci asta este o saltea. Asta este un pat. În primul rând este pat de la țeapă, care are marginea asta, iar saltea este băgată înăuntru. Și mereu când vrei să te așezi, dai cu, bă, de efectiv te lovești cu tibia sau cu piciorul sau cu genunchiul de patul ăsta. Iar nu într-un pat. Cum ne-am așezat noi aseară? Pe salteaua asta, saltea asta e mega uzată, iar, cum se numește, somiera de desubt este ruptă și este și căzută. În momentul când te așezi, te adâncești în el și se vede că s-a stat foarte mult în el, s-a dormit foarte mult pe saltea asta, pentru că sunt două adâncituri, una pe parte și una pe cealaltă. Gen, doi oameni au dormit aici, dar separat, nu s-au luat niciodată în brațe, pentru că la mijloc saltea încă e dreaptă și după aia pe margine unul se adâncește și celălalt se adâncește și mijlocul rămâne așa sus. Deci parcă dormim în iglu, așa se simte, nu știu, e... Păi, n-am văzut niciodată așa ceva. Sorry, zi bursuc. Așa este, a fost grasic. Da, așa este, a fost grasic. Mulțumesc pentru aprovul. Haideți, punem asta aici. Hai să vedem. Hai să punem în jos, să vadă mostru legs. Deci n-am umblat acum nici la expunere, n-am umblat nici la lumini, nici la tonalitate. Aceasta este forma. Puteți vedea. Probabil calitatea pe care o vedeți voi acum o să mai dea YouTube puțin mai jos. Cert este că oricum arăt mult mai bine în realitate decât... Aprobi? Da. Doamna face poze, ca să ne înțelegem. Stați doamna sus. Na, cam atât am să vă zic despre formă. Așa suntem, așa sunt. Iar vorbesc la plural, vorba de influență prost. Așa sunt după epilare, masă, mese, urmează. Spălat, călcat, curat, cam atâta. Sper că îl găsiți interesant vlogul ăsta. Dacă mai aveți detalii despre chestii, de exemplu, nu mă întrebați de alea, dă ce sparanghel și nu știu ce. Puneți niște întrebări pertinente dacă le aveți și vă răspund în comentarii. Dacă nu, încercați să, să întrebați orice de fapt. Doesn't fucking matter. V-am pupat, revenim mai încolo. Da, de YouTube, am terminat cântarul, suntem aici, mâncăm mesele. Bursuc, Mihai, Raciu, Suci, Aurica, Delia, Axele, pe acolo, pe în spate, nu știu, să camuflați, deși e greu să camufleze. Raul Trip, ia uite-l. Ia uite, bă, băieți, bă. Ce faceți? Ce are acum? O mică recapitulare? Da, da, făcea recapix, recapitulare. Am fost o parte din asta. Pa, Iulian. Terminat cântarul, aceeași greutate 85, acum mâncăm. Sunt noi tocmai acolo prin săculețul ăla, vă fac unboxing la ce-am primit în săculeț. Și numărul e 29. Ăsta e pass-ul. Asta e șmecher că au pus și orarul funcționării. Data chiar era. Uite-l, așa. Cam atât. V-am pupat, revin mai încolo cu detalii. Așa arată zona de tanning. Ca să vă faceți o idee, într-o casă e asta, unde s-au pus toți pereții. S-a pus folie peste tot. Suntem în backstage, sunt jos. Asta este situațiunea. Aștept să intru, în vreo 10 minute intrăm. N-am mai filmat dimineața, cum am trezit la 5, ca un... Am avut an la 6 dimineața. Este ora 9:05, a început concursul. Practic primele divizii sunt de femei, dar nu e nicio femeie. Și o să intre direct diviziile de bărbați imediat. Și practic clasicul e primul, sunt două categorii de novice. Și după aia eu sunt B, sunt 10 oameni, e destul de full categoria.
finala de 5, deci trebuie să bat 5 ca să intru în finală. Nu știu cum arată că sunt buni, adică nu știu cum, nu pot să preconizez nimic, dar sunt foarte buni, mai buni decât la Olimpia, de un punct de vedere. A, mă rog, nu că ar conta. Cam asta e, Ana să nu se uite în față, stau aici, am mai întind și după aia ne vedem de pe scenă. Da, așa, să nu uit, să nu uit. Prima masă a fost așa, 100 de grame de cremă de orez, 50 de grame de sparanghel, 100 de grame de pui, 10 grame de peanut butter. Nu știu dacă ați mai mâncat vreodată cremă de orez vitabolică cu peanut butter și sparanghel și pui, este dumnezeiesc de bun. Sare în mod normal 1 gram pe masă, 1 gram la fiecare masă, deci normal. Mă urc cu două mese pe scenă, apă la liber, la sete, nu, litri. Adică nu uit litri odată, practic cât scot afară, când mă la baie, cam atâta beau după, recuperez ce am pierdut, cât să funcționeze diureza în continuare. Fără deshidratări, fără chestii de-astea extreme, cam asta a fost protocolul. Da, vă țin la curent. Hello YouTube! Asta este bursul care se încălzește. Numărul 44, Bostan Cosmin. Pentru comparațiile domnului Ovidiu Dănilă. Front double biceps. Front lat spread. Side chest. Back double biceps. Back lat spread. Side triceps. Gata, am ajuns acasă acum, după prejudging. Cred că ați văzut, voi ați văzut deja videourile pe care le-am pus. Băi, problema a stat în felul următor, am arătat foarte bine, dar nu am avut digestie de dimineață și n-am putut să mă cac și am fost bloated aici pe abs. Și din cauza că am adică în crunch arăta bine, vacuum puteam să fac, dar nu puteam să-l țin mult, că pot să țin de obicei, adică pot să țin vacuum și 30-40 de secunde în mod normal, fără să mă chinui să transpir sau să respir, dar pur și simplu nu au mers, nu s-au legat ceva, nu... Și am început să transpir la clasic, am transpirat rău de tot și am pierdut pe partea acolo, adică m-au tot mutat. Cred că am pierdut vreo 2-3 locuri lejer. Vedem acum la finale, că dacă arăt mai bine și se cere rejurizare, pot să-mi câștig locurile alea înapoi. La bodybuilding a fost bine, n-am mai transpirat atât de tare, nici nu m-am mai chinuit să pozez la fel de intens. Și cam astea sunt lucrurile. Încă o dată, uitați-vă la clipuri, cum e pe clip, așa e și în realitate, puțin mai bine în realitate decât pe clip, că na, scade calitatea. Dar, în mod normal, all good.
revenim cu update. Ar trebui să fiu top 5 la ambele. Am fost în primele call-out-uri la ambele, dar este posibil să nu intru nici măcar în top 5 la ambele. Tu ce zici? Eu zic că da. Ea zice că da. Eu nu știu, vedem. Da, am ajuns acasă să beau niște alcool, să o mai scot puțin apa care a mai rămas. Și that's it. Trebuie neapărat să am digestie. Trebuie să mă cac neapărat. Și nu putem să facem cu laxative, că durează mult până își fac efectul, vreo 4-5 ore. Și când își fac efectul, trebuie să ai timing bun și să te duci la baie imediat. Deci, na. Bun, asta a fost. Vă țin updated. Spor. Bursuc aici la Airbnb, moartea de frică, am lăsat geamurile deschise să mă usuc. Fumează o țigară electronică, un vape. Deci, așa arată situațiunea înainte de finale. În 10-12 minute trebuie să plecăm de acasă. S-au mai separat o dată picioarele. Midsection este ok, on point. Nu prea se vede că nu e lumină pentru vapor. Nu, lasă acolo. Le ajungem, mă, lasă că văd destul. Lasă că le văd ei destul. Le ajunge cât le dor. După aia vor și fitpics. Știți că se influențări ăștia mari, gen Anthony Mantello, Sibam, Hunter Labrada, când își pun poză la cântar dimineața, la check-in, își blurează picioarele ca să nu... Pe bune, no fucking way, gen, pe story, își blurează picioarele ca să nu le vândă oamenii după pozele. Dar da, cam așa stau. Și treiați aici pe median, se poate observa. Aici nu prea, dar îi separă foarte bine medianul de vastul lateral. Nu, vastul lateral de vastul mediu. De vastul median. Abductor front, squat, flip, tot ce trebuie. Asta a fost. Mă împupat. Ciprian Petre. Mulțumim, Ciprian! Invit pe scenă finaliștii top 5 pentru un confirmation round. Numărul 26, vino te rog între numărul 24 și numărul 17, rămâne pe loc. Puțin mai la dreapta. Toți puțin mai la dreapta. Numărul 29 și numărul 15 face schimb de loc, numărul. Front double bicep. And relax. Numărul 24 și numărul 26 face schimb de loc, numărul. Sunteți unul lângă celălalt. Side chest. Back to the judges. Back double bicep. And relax, facing the judges. Numărul 17 și numărul 26 vă rog spate schimb de locuri. Abdominals and thighs.
and your favorite class of physique pose. Mulțumim, domnilor, vă invit pe diagonale și așteptăm premierea. Felicitări, băieți! Locul 5. Numărul 15, Alex Popa. Locul 4, numărul 29, Ciprian Petre. Locul 3, numărul 17, Ruja Tudor Petru. Locul 2, concurentul cu numărul 20 și nimeni nimic și 4, Amir Abu Mușin. Și locul 1, numărul 26, Ștefan Flora. Țin să-i felicit personal pe băieți într-o formă excepțională și de asemenea îi cunosc, se înțeleg foarte bine între ei, sunt prieteni. Despre asta este sportul pentru care ne aflăm astăzi aici. Classic physique pose. Hide behind! Domnilor, vă mulțumim! Vă invităm pe diagonală și așteptăm premierea. O clasă foarte apropiată din punct de vedere valoric. Vasile Radu. Locul 3. Concurentul cu numărul 30 și 2, Bogdan Ene. Locul 2, numărul 36, Mihai Todoran. Locul 1, cu număr de concurs 31, Bujoreanu Dorin. Patru la clasic, Open B, primul 4 în Open ever. Acum așteptăm să vedem la culturism ce se întâmplă. Dacă situația funcționează la fel, estimez tot un 4 sau un 5 pe acolo, nu cred că mai multe. Sunt pline la line-up-urile, adică acești oameni, dar mai buni ca o idee. Da. Ștefan a luat overall-ul, Ștefan Flora a luat overall-ul la clasic. Mihai a luat 2. Mihai a fost cu o clasă mai sus la C. A luat 2 în clasă. Deci n-a ajuns un overall, dar foarte bine, adică
2 într-un open, am trecut cred că la 3 sau ceva de genul. Deci e super ok. Na, cam atât. Noi, Andreea, după ce terminăm să mergem să mâncăm toți ceva, și că suntem estimativ vreo 14 oameni, dar cred că o să fim mai mulți. Da, mă rog, vedem. Cam atât, revenim după ce se termină clasicul. Tu să vă arăt și medalia. Să nu ziceți că nu s-a, nu s-a luat. S-o scoți? Da, e ok. Hai, revenim YouTube. Petre! Mulțumim Ciprian, mulțumim pentru melodie. Numărul 44, Bostan Cosmin. Numărul 26 și 29, faceți schimb de locuri, vă rog. Numărul 29 și 15 faceți schimb de locuri. Și numărul 15 și 44 faceți schimb de locuri, vă rog. Ok, front double biceps. Numărul 15 și numărul 51 faceți schimb de locuri, vă rog. Front lat spread. Frate Ștefan! Numărul 51, relax, gentlemen. Numărul 51, te rog vino între 44 și 26. Side chest, gentlemen. Presieru, Ștefan! Presieru! Back double biceps. Back lat spread. Side triceps. And relax. Abdominals and thighs. And most muscular. Relax. Numărul 15 și numărul 29 faceți schimb de locuri, vă rog. Trebuie să munciți puțin, deci e o clasă foarte apropiată valoric și vrem să fim siguri că luăm decizia corectă. Front double biceps.
lat spread. Mișcă picioarele! Bine, copii! And relax. Numărul 29, numărul 15, faceți câte locuri, vă rog. Tight chest. Face the front. Numărul 51 și numărul 44 face scheme locuri. Spatele la arbitri, back double biceps. Abdominals and thighs. Mișcă capul, Lavi! Pe vârf, pe vârf! Pe vârf, arată vârful! And relax. Numărul 51 și numărul 26 face schimb de locuri, domnilor. Ultima poziție a acestei categorii, most muscular. Domnilor, felicitări, o invităm pe diagonală. Felicitări, băieți! Să începem premierea categoriei Men's Bodybuilding Open Light Heavyweight. Locul 5, număr de concurs, 15, Alex Popa. Locul 4, numărul 29, Ciprian Petre. Locul 3, număr de concurs, 26, Ștefan Florea. Locul 2, număr de concurs, 44, Bostan Cosmin. Și locul 1, numărul 51, Felix Ion Ovidiu. Felicitări, băieți, rămâne câștigătorul. 5. Cu număr de concurs 53. Ce v-am zis? Andrian Vudu. Nu știu eu. Păi cum să nu știu? Locul 4. 4. Număr de concurs 54. Crisuță Gabriel. Ce v-am zis? Rație 3, Soto. Locul 3. 47. Număr de concurs 47, Iulian Dan. Bravo. Locul 2. Locul 2. Număr de concurs 50. Locul 2. Număr de concurs
55, Hanna Vasile Mihai! Locul 1, număr de concurs, 52, Lucia Ion Forza! Și urmează să câștige și o vorbă. Campionatul. Bravo lor! Vă dau să aveți de toate, uite în boxe. Deschide acest vlog cu minunățile astea. Este luni dimineață, a doua zi după concurs. Ora 9 am venit la Gogoș să... Asta este un american, iar acesta este un cappuccino vienez. Ca să vă faceți o idee despre ce ne-am luat. Până dimineața vârsut. Așa. Bun. Deci, cum am zis, este luni dimineață. Am venit la Gogoș să ne luăm și noi și să mâncăm. Și să luăm și pentru acasă să mai dăm. Uite-le aici, n-am pus eu aici și nu le căuta. Și n-am vorbit ieri după ce terminam concursul. Așa că trebuia să mă gândesc să vorbesc astăzi. Ca să vă fac și concluzia și să închei cumva toată seria asta de vloguri de concurs. Am avut, am terminat cu locul 4 la Open Classic Class B.
A fost un line-up foarte frumos, deci toți aia din care am intrat în finală, în afară de Alex Popa pe care l-am cunoscut atunci, dar l-am mai văzut înainte pe Instagram la Bucătariu, eram prieteni, gen Ruja, Amir, Ștefan, Pana, suntem prieteni, adică n-aveam avem cum să ne supărăm și dacă era invers rezultatul, ei nu s-ar fi supărat pe mine, cum nici eu n-am ce să comentez, decizia a fost 100% corectă, asta a fost scor. La bodybuilding același lucru, am intrat și am luat tot 4, că am fost practic similari, dar au fost alți oameni, a fost Ștefan aici pe 3, care a câștigat overall la Classic, după aia a fost Cosmin Bostan și după aia a venit Ovidiu, care a câștigat și a ajuns un overall la bodybuilding, ceea ce nu trebuia să se întâmple, Bostan trebuia să ajungă în overall. Mă rog, astea sunt cuvintele mele scoase din gură, nu contează. Da, asta a fost concluzia 2 de 4, în 2 open-uri, n-am luat niciodată 4 în open, adică pentru mine e foarte mult, dar în realitate este foarte puțin. După am terminat, am mers acasă, ne-am spălat. Tips, dacă vreți să vă dați stanul jos ușor, mergeți și cumpărați-vă Axion și un burete, nu trebuie să fie neapărat de vase, dar trebuie să aibă un aspect mai aspru. Am făcut asta mereu în afară de Olimpia, că atunci am fost rupt și n-am mai prins nimic deschis în Cluj și nu mi-au luat Axion ca handicapatul, nici n-avea cine să mă spele pe spate și eram și singur pe drum, dar da, deci imediat este cu Axion. Axionul îndepărtează absolut orice, chiar și un, trebuie să vă luați și un detergent de vase care este lichid, nu neapărat solid, eu l-am luat pe la solid, dar cu Axion merge cel mai bine în experiența mea, adică uitați-vă, sunt alb din nou, n-a trebuit să dau jos nimic. Legat de formă, ieri am concurat, m-am trezit cu 87, ca să înțelegeți de rezultat, de ce am fost clasat atât de puțin, că iar îmi dau un mesaj oamenii că, bă, că ai fost mai mare, că ai avut picioare mai bune, că pula mea. Da, am fost, dar, unu, n-am avut striații pe fesier, a fost fesierul întins, n-a tremurat grăsimea, deci să nu vă aud că vă bag, nu vă bag, dar să nu vă aud. Am avut un fesier plat și atât, dar nu, am transpirat, pur și simplu, la clasic, o să se vadă pe filmare. Am transpirat foarte tare și din cauza că m-am încărcat foarte mult cu zi înainte, iar a doua zi dimineață eu n-am avut digestie, gen eu n-am ieșit afară, abia pe seară eu am reușit să am digestie, practic să mă cac. Nu puteam nici să o trec cu laxative, că efectul nu e instant și durează. Eu n-am putut să fac vacuum, adică intram în vacuum și îl țineam câteva secunde, nu ca de obicei. Da, asta a fost, se întâmplă. Spre bodybuilding, spre finale, a fost mult mai bine, puteam să țin vacuum minim 15 secunde. Nu eram complet refăcut, dar n-am mai transpirat la fel de tare și a arătat totul mult mai bine. Însă, indiferent ce vă zic jurații vreodată, în show-urile NPC care au pre-judging și finale, rezultatul se decide din pre-judging. Vă cheamă în finale să mai facă comparații, să vă mai bage, să vă mai schimbe. Dar credeți-mă că nu se schimbă absolut nimic. Lucrurile sunt jurizate dinainte, sunt făcute dinainte. Și chiar dacă s-ar schimba ceva, punctajul din pre-judging contează 90% mai mult decât punctajul din finals. N-ai ce să mai schimbi în finals. Pot să zic că iar am câștigat pe posing și pe prezentare somehow, nu știu, față de oricine altcineva. Bă, unii sunt handicapați, adică nu vreau să zic cine, dar eram la bodybuilding și se cerea most muscular și el făcea favorite classic physic pose și el nici măcar nu era la classic physic. Adică pe ăla este nivelul, ca să ne înțelegem. Eu lucrurile astea, dacă aș fi jurat, nu le-aș tolera. Ăla n-ar trebui să fie punctat în viața lui, indiferent cum arată. Că mă doare în cur cum arată dacă nu știe să se prezinte și nu știe regulile. Și regulile ar trebui să fie clare, dar eu nu sunt jurat. Ce mai e de zis? Nimic, cam astea sunt lucrurile mare. Sunt între semi-mulțumit și semi-nemulțumit, dar e undeva, e o situație neutră așa. Sunt mulțumit că s-au terminat lucrurile într-o oarecare măsură, că s-a terminat perioada asta de stres. După finale a mers tot și a mâncat. Mihai, cu Ștefan, Florea, cu Ștefanilă, cu Ciprian Carlaun și cu toți oamenii adiacenți acestora, prietenele lor, familia și așa mai departe. Am mers și am mâncat pizza la 20 Pizza Sibiu, ceea ce vă recomandăm. Deci 20 Pizza Sibiu are 3 tipuri de pizza: single, medie și family. Aia family este, nu știu, cred că are, da, cam cât vedeți voi masa asta plină de gogoși. Și asta e o daia de 6 donuts. Cam cât masa asta e o pizza family. Și costă cât 100, până în 100 de lei, 90 ceva de lei, da? Pizza medie costă 67 de lei și este pe normă, în general are 60 de centimetri, 62 de centimetri. Eu cu Ana ne-am luat amândoi câte o pizza medie.
din care s-a mâncat una și a rămas una. Am mâncat amândoi una. Eu mai mult decât Ana, gen, eu zic că am mâncat 3 sferturi, Ana cred că am mâncat un sfert. Pizza media a fost 67 de lei, deci noi pe două pizza, o limonadă și o bere fără alcool, că n-am să beau alcool, că era la volan, am dat 160-170 de lei pe acolo. Atât am mâncat. Deci asta a fost post-show. Ieri m-am trezit la 87, am concurat, am ajuns seara acasă. Între show-uri am avut 86, tot scădea cântarul, ceea ce era normal că trebuia să am digestie. Iar azi de dimineață m-am trezit și mai lău, la 86.7 după ce am mâncat pizza aia seară. Iar când am ajuns acasă, cred că am mai mâncat o pungă de balune de alea învelite în ciocolată sau ceva. Nu știu că era noapte, că m-am trezit odată noaptea și le-am mâncat pe alea. Dar în rest, that was all. Acum o să mănânc o guguașă și cred că o să iau ceva cu fistic, că nu-mi plac altele. Beau un americano, Ana mănâncă și ea, cam astea au fost. Ideea este că a fost o perioadă grea și stresantă și așa mai departe, și diete și pula mea și de-astea, dar acum e momentul cel mai greu în care se decide dacă în continuare o să stați in the diet și o să trească să faceți mini-cuturi și cuturi în continuare, sau o să puteți să mâncați ușor, să creșteți progresiv mâncarea, să ajungeți la un body fat decent într-un timp relativ lung, adică de la 8% body fat la 12% body fat în 2 zile versus de la 8% body fat la 12% body fat într-o lună. Aia e diferența, acolo se joacă tot. Nu vă aruncați, bă, băieții, în mâncare, indiferent cât de mult ați suferit, toată lumea suferă. O să devină mai ușor de la show la show, dar nu vă aruncați în mâncare. Anything else? True Hell. Eu am văzut mulți oameni care m-au întrebat de True Hell și că de ce nu mai avem tricouri, de ce nu mai dăm și așa mai departe. Următoarea colecție o să iasă în noiembrie, estimăm noi, colecția 4. Până atunci, tot ce mai avem sunt măsuri mari XL la hanorace și tricouri și mai avem câteva produse, nu mai avem multe. Iar Shopify-ul nostru nu funcționează cu integrarea de Revolut, adică merg doar primele câteva comenzi pe Revolut, restul nu merg. Deci oamenii care au Revolut, dacă aveți vreo problemă și nu puteți să comandați prin Revolut, dați-ne mesaj și reușim cumva să vă trimitem comenzile într-un alt mod. Ne faceți transfer bancar și trimitem noi comenzile la voi și așa mai departe. Dar dacă nu vă merge Revolutul, anunțați-ne. Scrieți-mi ori mie, ori lui Igor și rezolvăm cumva situația încât să vă primiți produsele. Iar legat de colecția nouă, colecția nouă o să vină mai târziu în noiembrie și o să aducem și mărimi mai mari, pentru că m-am întâlnit și cu oameni cărora nu le-au venit XL-urile, adică erau prea mici pentru XL. Și știu că este frustrantă chestia asta. În rest, vreau să vă anunț că de azi, chiar de mâine, sunt înapoi la treabă. Următorul stop este IMBA, o să mă ocup exclusiv de coaching, următorul an nu voi mai concura. De marți o să și anunț că dau drumul din nou la online, pentru că am refuzat foarte mulți oameni în ultima perioadă, că a fost stresant și nu am avut timp. Și cam asta este tot. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit, ne-ați susținut, ați făcut poze. Au venit foarte mulți oameni din toată țara doar ca să ne facă o poză sau să se uite puțin la show, să plece. Au venit pentru câțiva oameni, au venit pentru tot show-ul. Și asta a fost foarte drăguț. Îmi pare rău că n-am putut să fac poze cu toată lumea, dar din backstage înapoi, din stage, în main stage, după aia înapoi, du-te acasă, schimbă-te, îmbracă-te, fute-te, schimbe slipi și așa mai departe. Trebuie să înțelegeți că e o futere și pentru noi. Vrem să fim recunoscători pentru ce faceți, dar câteodată nu apucăm efectiv, nu există timp. Ăsta a fost vlogul, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că ne-ați susținut. Mai aveți, cred că doar luna septembrie, reducere de 20% la Vitabolic, cu orice cod vreți voi. Folosiți-l dacă vreți, dacă nu vreți, nu-l folosiți. Cred că mai aveți o zi sau două. Iar în rest, vă doresc numai bine, să vă mâncați mesele, să vă beți apica. Și noi ne vedem cu următorul vlog, care o să reînceapă, pentru că acum avem și timp. Cheers. Bun, am zis că acela o să fie outro, dar din păcate n-a fost. Mi-am adus aminte că am lăsat o grămadă de lucruri nespuse. În primul rând, eu weekendul ăsta am avut și un client. N-am zis chestia asta, că am fost super pe fugă și am uitat complet. Acum stă acasă, am ajuns, am început ușor cu un cardio, o să încerc să-l fac cât de ușor se poate ca să pot să și vorbesc în același timp. Și nu mă interesează neapărat să dau tare acum, că nu e în plan.
Outro ăsta să fie destul de lung. Așa că dacă doriți să skipuiți, skipuiți. Opriți-vă unde l-am lăsat. Dacă nu aveți chef să ascultați mai departe. Weekendul ăsta l-am avut pe Eduard Raiu. Eduard este un băiat care a venit acum 2 ani la mine, care era, nu știu, într-o formă de supraponderabilitate, aproape de obezitate, și care m-a rugat frumos să îl ajut să... El voia doar o transformare de lifestyle, transformare cu ghilimele, voia să arate mai bine. Și atât. Scuzați, șarcanele, dar au fost niște zile grele, am niște pungi. Nu am mai zis că-s de Lidl, de Kaufland, alea de carton. Da, Eduard, am muncit 2 ani la rând, la o formă, aveți o postare cu el pe pagina de Insta, la o formă la care nu există comparații, la o formă de, aproape o formă sinceră de scenă. A concurat doar la Bodybuilding Heavyweight Novice, a avut 88 de kg la cântar și a avut o formă destul de bună pentru un om care a pornit din stadiul ăla. El venind la 86 de kg, a concurat la 88 după 2 ani. Transformarea e absolut wow, puteți să vă uitați. Nu s-a clasat în finală, din cauza că la Bodybuilding Novice Heavyweight au venit băieți super buni, sunt aceiași care s-au dus și la, și la Open și au zis, hai să facem și Novice, frate, că e pentru prima oară. Adică a fost bătut de niște oameni foarte buni și au fost și foarte mulți, cred că au fost în jur de 12, pentru că mulți n-au prins finala. Atât voiam să zic. Mă declar super mulțumit de chestia asta și el se declară mulțumit. Știu că este un rezultat, ziceți, da bă, da, a venit până acolo, a plătit, a... și n-a intrat în finală, da, da. Asta este concursul, asta este concuratul, este greu să concurezi, mă băieți. Este foarte greu să concurezi, mai ales la nivel de NPC. Este, concuratul este un lucru serios. De-a lungul timpului, oamenii m-au rugat să vorbesc foarte mult despre, nu toți, o parte din oameni m-au rugat să vorbesc despre greutățile pregătirii și așa mai departe. Lucrurile care te confrunți, psihologic, fiziologic, în timpul pregătirii. Mereu m-am ferit să fac chestia asta. Știți foarte bine că, practic, suntem toți abonați la aceeași comunitate și sunt foarte mulți oameni care fac story-uri zilnic despre cât de greu e prep-ul, prep-ul de concurs. Nu e doar, este un lifestyle, nu este doar o perioadă. Pregătirea m-a disciplinat pe viață, m-a adus într-un punct extrem de bun al vieții, sunt forever grateful. Pregătirea de concurs nu este doar despre pregătirea în sine, ci sunt obstacole, etc., etc. Sau oameni care pur și simplu au zis, eu am concurat cu hernie, eu am concurat cu... Mie chestia asta mi s-a părut mereu că a fi așa ceva, hai să ne plângem online, dă greutăți, de parcă ceilalți trăiesc într-o utopie de-asta senzațională și n-au acces la același sistem la care avem toți. Într-adevăr, nu toți pornim la pe același drum, la egalitate. Nici financiar, nici genetic, mai ales genetic, dar nici financiar. Și având în vedere considerentele astea, eu n-am vorbit niciodată despre chestia asta. Adică n-am putut să abordez un vlog sau să abordez subiectul ăsta din punctul ăsta de vedere. Hai să vă zic prin ce am trecut eu. Dar, pentru că s-a cerut, o să încerc să vă fac așa un overview asupra greutăților prin care am trecut, cel puțin anul ăsta, care nu au fost puse niciodată și de care probabil n-ați fi vrut să auziți. Dacă vi se pare prea whiny, prea yapping, prea, nu știu, prea copilăresc, dați doar skip și săriți la partea asta, pentru că, este cum este. Eu privesc lucrurile astea într-un fel, alți oameni le privesc în alt fel, alții le privesc ca un sacrificiu. Fiecare cu punctul lui de vedere, cu opinia lui, cu părerea lui și așa mai departe. Să începem la începutul anului. Cred că am început off-season-ul undeva în decembrie, cam ceva de genul. Atunci am zis, hai bă să facem și un off-season. Eu n-am făcut off-season, să ne înțelegem. De când concurez în 2020, la mine nu a existat off-season. De ce? Pentru că concuratul a venit cu un eating disorder la pachet. Și de fiecare dată când terminam un concurs, eu luam kilogramele pe care le-am slăbit în 4, 5, 6 luni, le luam în materie de săptămâni până la luni, până la o lună. Adică, după primul concurs am luat 21 de kg în 2 săptămâni, ceea ce este enorm, mai ales natural. După al doilea concurs, la fel. Ajunsesem la un moment dat să am 100 de kg natural.
într-o formă în care nu ajunsesem nici măcar în momentul în care nu făcusem sport. Absolut deloc. Când eram, nu știu, tânăr, adult, 19-20 de ani. Toate din cauza faptului că am concurat și am înțeles greșit termenul de concurat. Eu am înțeles că trebuie să parcurgi o perioadă de timp în care slăbești, ții deficit caloric, te antrenezi, te urci pe scenă, s-a terminat stage-ul, s-a terminat tot. După aia nu contează. Terminam o pungă de Ferrero Rocher de 30 de bomboane în materie de minute. Terminam o pizza în materie de minute, chestii de genul ăsta. Și nu mă opream până nu mi-a ajungea stomacul la gură. Cu asta m-a lăsat pe mine bodybuilding-ul. Și așa l-am înțeles eu, din cauza că am fost ignorant, din cauza că am fost prost, din cauza că mi-am luat exemplele de unde nu trebuie. Fast forward, anul ăsta, iarna trecută, am zis, bă, hai să fac off-season. Eu nefăcând, n-am avut cum să fac off-season, pentru că mereu după concurs mă aruncam în mâncare, mă îngreșeam mult prea mult și nu mai aveam posibilitatea după aia să mai țin un surplus, pentru că eu eram mega fucked up în toate punctele de vedere. Eu de la 8% body fat ajungeam la 20% body fat în materie de săptămâni, ceea ce este inadmisibil. Nu se face așa ceva. Doesn't exist. Și am zis, asta e concuratul, că așa zic majoritatea. Păi asta se datorează concuratului și așa mai departe. Am plecat urechea la ce au zis oamenii, m-am lăsat condus de instincte, am înțeles greșit tot ce înseamnă lucrurile astea. Anul ăsta am făcut off-season, pentru că trebuia. Am început off-season într-un punct nu foarte bun, să zic așa. Din cauza că și anul trecut mi-am dat puțin în cap, nu atât de tare, dar mi-am dat în cap, ceea ce iar este o greșeală pe care am făcut-o și pe care mi-am asumat-o cu ghilimele. Nu există asumare, în opinia mea. Și cum am apucat de off-season, undeva la greutatea de 97-98 de kg, să zicem, eu fiind off. Nu stau să explic ce off, vă dați voi seama, vă spun oamenii prin comentarii. Da. Am început off-season-ul și, evident, de la off la on, ce să se întâmple o să fie o recompoziție corporală, clar, chestia asta. Astfel, tu slăbești și pui masă în același timp, practic, fiind extrem de sensibil. Dar cu un body fat foarte mare și deloc sensibil la insulină, dar responsiv la ghir. Nu vreau să intru în subiectul ăsta, nu o să vorbesc niciodată despre ghir și așa mai departe. Dar ca să vă faceți o idee, încerc să fiu cât de transparent se poate, în limita cenzurii disponibile. Am început off-season-ul, m-am antrenat, am mâncat, pe cât posibil am făcut progressive overload în sală și toate lucrurile au început să se miște într-o direcție în care eu am simțit că, bă, fac culturist pentru prima oară. Cumva încep să înțeleg culturismul pentru prima oară. Și am continuat. Am mers off-season-ul, cred că până în, nu știu să zic, martie, ceva de genul. De fapt, nu. Hai să zicem pe acolo, până la începutul primăverii. Când nu aveam cum, totuși n-a fost un off-season foarte serios, având în vedere că eu nu venisem într-o formă foarte bună acolo. N-am început off-season-ul dintr-un punct foarte bun. Am început off-season-ul dintr-un punct de recompoziție corporală, clar. Și am mers mai departe și am început perioada de deficit. Da. Plecând de la un body fat mare, eu m-am învârtit mereu, ca să înțelegeți, gen, off-season-ul ăsta a început până la 97 de kg, cântarul merge în jos de acolo. Da? Știu că e off-season și ar fi trebuit să meargă în sus, dar plecând de la un număr atât de mare, trebuia să meargă în jos. Da? N-avea cum să mai meargă în sus. N-avea ce să mai aduci în plus. Și după ce am început de deficitul, ca să înțelegeți diferența de la start off-season, stop off-season, a fost undeva de 3-4 kg. De la 97 la 92, ceva pe acolo, 5, hai maxim. De la 92 am pornit în jos pe deficit. Deficit, eu făcând în continuare compoziție corporală. Deficitul fiind foarte ușor la început și după aia din ce în ce mai agresiv. Până la agresivitate destul de mare, pe care am reușit să o tolerez cu brio, zice eu. Însă, toate lucrurile astea au dus în direcția faptului că trebuie să faci o pregătire lungă. Deci, băieți, încercați să nu vă prostiți. Încerc să fac clipul ăsta cât mai educativ, contextul în care vă spun greșelile pe care le-am făcut eu și pe care v-aș recomanda să nu le faceți voi. Încercați să porniți spre off-season,
de la un body fat sub 12, ca și este normal, da? Nu mai începeți off-season-ul de la body fat-uri peste 15, pentru că nu o să ducă nicăieri. O să țineți surplusul ăla și o să vă întrebați, bă, de ce căcat sunt gras după 2 luni de surplus? De ce? Păi n-ai început de unde trebuie, în alt ordine de idei. Nu știți să faceți surplus caloric, da? Angajați pe cineva să facă chestia asta pentru voi. Sau studiați cât mai bine. Nu mai faceți surplusuri calorice de, nu știu, de 600, 700 de calorii, 500 de calorii, 400 de calorii și așa mai departe. Surplus caloric înseamnă 50 de kilocalorii peste mentenanța ta. De acolo începe. Și de acolo se scalează. Ușor, 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 ușor și așa mai departe. Crește greutatea, crește și rata metabolică bazală de mentenanță. Automat după aia poate să crească surplus. Aia 50 de calorii poate să rămână forever, doar că se adaugă la mentenanță care se schimbă din ce în ce mai mult. Toate bune și frumoase. Deficitul a început să meargă foarte bine. Sunt o grămadă de lucruri pe care le-am uitat acum și pe care probabil le-am avut ca și dificultăți. Însă țin minte că undeva spre, nu știu, 10 weeks out, am ajutat un băiat, am spătuit un băiat în coliseu să facă geno. A tușit odată lângă mine, am observat că e răcit, n-am zis nimic. Am ajuns acasă, aveam 39 cu ceva, mi-am pus termometru. În materie de câteva ore eu răcisem. Băieți, când răciți, fete, când răciți, stați acasă. Nu e nimeni obligat să sufere din cauza voastră. Asta i-am zis și lui după, nu știu, 2-3 săptămâni când ne-am reîntâlnit. Ok, din greșeală, doesn't fucking matter. Sunteți răciți, stați acasă, nu dați și altora. Nu e o chestie de pot să mă antrenez, nu pot să mă antrenez. Nu, stai acasă sau poartă mască. Ok? Da. Din răceala aia simplă în care m-am tratat simptomatic pe moment, s-a dus, a dispărut răceala după vreo săptămână, însă am rămas cu tuse. Tusea s-a agravat până în stadiul în care, din productivă, ceea ce ar fi trebuit să ducă spre o finalitate a simptomului de tuse, i-a dus spre tuse seacă. Tusea seacă s-a propagat în ce în ce mai mult, până când eu mi-am pierdut vocea. Pentru aproape o zi, câteva zeci de ore, eu mi-am pierdut vocea. Nu puteam să vorbesc, așa mi-ieșeau cuvintele din gură, nu mai aveam, corzile mele vocale erau super mega inflamate, ganglionii erau mega inflamați, nu puteam să vorbesc, m-am panicat, începusem ușor, ușor să-mi pierd vocea, să răgușesc din ce în ce mai tare, dar am zis, bă, las-o, și țipam în trafic, pentru că mergeam pe bicicletă la handicapați care treceau pe lângă mine și am zis că e din cauza asta, băi, mi-am supra-solicitat corzile vocale. Ei bine, m-am dus la doctor că nu mai aveam ce să fac. Nu mă mai auzeam, pur și simplu. Nu. Încercam să vorbesc și nu puteam. Și mi-a zis că este o laringită acută. Eu crezând că am o pneumonie foarte severă. Era o laringită și mi-a dat 2 săptămâni de augmentin. Văzând cum arăt că m-a dezbrăcat, mi-a zis că eu trebuie să iau 2 grame pe zi. 2 grame pe zi de augmentin este un mega overkill. Eu niciodată n-am făcut chestia asta. Am luat 2 grame primele 2 zile, după care am redus la 1 gram pe zi, 500 de miligrame la fiecare 12 ore, că aveam 1 gram la fiecare 12 ore. Practic, în 24 de ore trebuia să iau 2 grame. Nu am făcut asta, nu vă recomand neapărat să faceți asta, nu știu cum reacționați voi, însă eu îmi cunosc cumva corpul și știu când să mă opresc. Mereu am oprit tratamentul cu antibiotice mult mai devreme, adică nu cu mult mai devreme, dar când au dispărut simptomele, am început să înjumătățesc doza. Și după aia îl opream când rămâneam aproape de ultimele câteva zile, pentru că mi-am revenit mereu. Și cu ocazia asta am reușit să și salvez niște pastile de antibiotic, pe care le păstrez mereu în casă, într-un stash, în caz de orice. Și în caz de orice vorbesc absolut orice. E imperativ să am neapărat antibiotic în casă, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Nu vă recomand să faceți asta, dar chestia asta s-a întâmplat la 10 weeks out. Acum, tips and tricks. Pe final de pregătire, eu am purtat mască, în afară de ultimele 2 săptămâni, când nu prea m-am mai plimbat cu bicicleta, am purtat o perioadă mască cu filtru, cât am fost pe bicicletă. Și am vrut să port și mască în sală, însă având în vedere că
am avut un singur client în sală și nu prea mai stăteam în sală seara, am zis că hai să nu fie foarte exagerată chestia asta. Însă, în momentul în care sunteți în deficit, nu aveți un body fat foarte mare, imunitatea voastră este foarte scăzută. Nu aveți din ce să o creați. Imunitatea stă într-adevăr în rata de vitamine și minerale pe care ne-o luăm zilnic. Însă, țineți cont de faptul că corpul nu mai are aceeași capacitate de a se reface, de a lupta cu boala, cu virus și așa mai departe. Nu aveți capacitatea de refacere, eu vă recomand, dacă vă știți foarte sensibil la virus, la bacterii, la o simplă răceală, la febre, la orice, purtați mască. Antrenați-vă cu mască, purtați mască când ieșiți în public și așa mai departe. Nu este nicio rușine, este pur și simplu o metodă de protecție pe care și eu am folosit-o la rândul meu. Mai ales în București, care este un oraș de-a dreptul infect. Și zic asta cu foarte puțină mândrie, că trăiesc în București de 27 de ani. Uitați-mi câți ani am. Bun, după asta, toate au fost relativ ok, toate lucrurile au mers relativ bine, însă gândiți-vă că stai 2 săptămâni pe antibiotic, în cazul meu 1 săptămână jumate. Plus toate tratamentele adiacente de ibuprofen, de parasinus, toate lucrurile simptomatice pe care le-am luat, care au produs inflamație în corp ca să vindece inflamația ulterior. Însă am pierdut foarte mult atunci. Te umpli de apă, ești mega nervos, ești foarte supărat, nu știi ce să faci. Take it easy. Recomandarea mea este să o luați cât mai încet posibil. Știu că sunt impedimente pe care nu le creați voi în mod intenționat sau oamenii din jurul vostru nu le creează în mod intenționat. Voi trebuie să suferiți și voi trebuie să vă descurcați cu ele, însă puteți să o faceți fără rage. Nu am făcut mereu asta, însă în ultimul timp am început să, nu știu, să reflectez asupra lucrurilor ăstora și să le tratez cumva într-un mod mai nu atât de sever și nu atât de personal, pentru că nu totul se reduce la persoana mea pe planeta asta. Adică, ok, mi s-a întâmplat mie. Sunt oameni care zic, dar ce mi se întâmplă toate numai mie? Nu ți se întâmplă toate numai ție, doar că tu ești singurul care se plânge de ele. Și ceilalți oameni suferă de aceleași lucruri și suferă în liniște, pe barba lor, le tratează altfel, le iau mai încet, le analizează. Când vi se întâmplă ceva de genul ăsta, stați liniștiți. Analizați situația, puneți matematic pe foaie, ce pierd versus ce câștig. Cum pot să pierd mai puțin, cum pot să câștig mai mult. Și veți fi voi, la finalul zilei, mult mai câștigați. Aș da fast forward. Cu puțin timp înainte de chestia asta, am avut o problemă cu tendonul ahilian. Am fugit după autobuz. Asta cu vreo lună înainte de pneumonie. Am fugit după autobuz, pur și simplu, tendonul ahilian, am crezut că a pleznit în momentul ăla și că s-a rupt, însă cred că a fost doar o microfisură, dar nu puteam să calc. N-am putut să calc câteva zile. Și nu puteam să merg. Therefore, nu puteam să fac cardio, nu puteam să mă ridic pe vârfuri. Era o problemă de contracție, nu era o problemă de alungire. Puteam să-l alungesc, nu puteam să-l contract. Deci clar, el nu era fisurat în totalitate, poate era un 10-20% pe acolo. Chestia asta mi-a luat foarte mult din pașii zilnici pe care trebuia să-i fac sau modul în care mă deplasam și m-a incomodat într-un mod, nu știu cum să vă zic, jegos de-a dreptul. Pentru că nu puteai să mergi. Puteam să fac geno, puteam să fac presă, puteam să fac o grămadă de... puteam să ridic greutăți prin sală, dar șchiopotam și nu puteam să alerg, nu puteam să merg. Am putut să fac doar bicicletă. Și a trebuit să stau să învăț. Și a trebuit să mă uit la Scott University, a trebuit să iau pe Jeff Cavalier de la capăt și să văd care sunt problemele, să văd cum pot să o rezolv. Până la urmă era doar o problemă de încărcare a tibialului anterior și am reușit să o rezolv, însă mi-a furat 2 săptămâni. Chestia asta mi-a mai furat încă 2 săptămâni. Again, n-am zis niciodată, nu mi s-a părut relevant, mi se părea o chestie cu care I have to deal with it as fast as I can. Țin minte că nici nu Mihai nu i-am zis. Am zis foarte târziu de chestia asta. Bun. Fast forward. Am ajuns în picuicu de la Olimpia Amator. De acum o lună și ceva. M-am urcat cu Ana în mașină în dimineața de joi, cred că era. Plecam spre Cluj. Toate bune și frumoase. Am ajuns... cred că trecusem de Vâlcea, eram pe Dealul Negru și primește Ana un apel de la o persoană necunoscută pe care nu o cunoștea
răspunde, opresc muzica, să asculte, eram pe serpentine. Era cineva de la ASPA, care este o asociație a animalelor din București, subvenționată de stat, care ne-a spus că câinele nostru, Nina, a fost lovit de o mașină. Noi știind că am lăsat câinele acasă la părinții Anei, în curte, curtea închisă, împreună cu ceilalți câini. Acolo l-a lăsat de obicei când plecam undeva mai mult timp, ca să nu ne cărăm cu ea după noi. Cineva a lăsat poarta deschisă, câinele a scăpat, a ieșit în stradă. Nina este și foarte handicapată de fel așa, adică nu este un câine care înțelege mașinile, înțelege traficul. Este un câine abandonat, pe care l-am găsit pe stradă și l-am salvat. Și aparent a ajuns sub roată. Da, îți dai seama, șocul era imens de mare. Știu că sunt oameni care nu înțeleg cum pot alți oameni să iubească animale și așa mai departe, dar cumva asta se adresează oamenilor care își iubesc animalele și care salvează animale, nu care briduiesc fucking, nu știu, dobermani și așa mai departe. That's not love, man. Adică dacă e un câine de prasă și îl briduiești cu alții ca să faci alți câini, aia e, mă rog, alea-ți mofturi. Dar da, aparent Nina avea piciorul rupt și norocul nostru că a scăpat. Mulțumim cumva că a scăpat. A fost un noroc extraordinar de mare că a scăpat. A avut piciorul rupt, julită, lovită, vă dați seama. Și am avut noroc că cineva era pe acolo, un cetățean străin, bă străin, gen nu român, care a sunat imediat să vină cineva, că na, Nina ajunsese sub mașină. Cei care au lovit-o la fel au fost foarte responsivi și au reacționat și repede, a venit ASPA, a preluat-o, au dus-o în operație, au dus-o la adăpost și au pus niște perfuzii, i-au făcut și radiografie, etc. Noi eram blocați acolo, pe dealul negru, și aveam două variante. Bă, ori ne întoarcem acum, o las pe Ana, mă întorc eu singur la Cluj, ori îi dăm până la Cluj, că am plecat, iar Ana se întoarce mâine a doua zi să o preia pe Nina cu avionul. Noi aveam o problemă. Nina n-a fost niciodată adoptată în mod legal. Noi am găsit-o pe stradă. Nu am cipat-o. Noi am găsit-o pe stradă, am luat-o, am băgat-o în casă, am dus-o la medic, am deparazitat-o, i-am făcut toate vaccinele, i-am făcut carnet, etc., însă n-am cipat-o. Singurul mod în care ea a putut fi găsită și noi am putut fi găsiți ca și stăpâni a fost că avea medalion la gât cu numărul Anei de telefon și numele ei, Nina. Medalion pe care Ana, cu o zi înainte să plecăm, se chinuia să-l pună la loc că-i căzuse. Și era pe punctul de a renunța să-l mai pună la loc, să zică, bă, ce căcat să-l mai pun? Un alt lucru cu care pur și simplu am avut noroc. Așa că am dat până la Cluj, am ajuns acolo, ne-am cazat, vă dați seama, plânsete, na, am început să sunăm oameni, ajută-mă, ajută-mă, pentru că noi trebuia să o preluăm pe ea din adăpost doar sub formă de contract de adopție. Ceea ce înseamnă că cineva trebuie să ducă la adăpost cu un ștat de plată și cu o dovadă a unei locuințe. Că ești ori luat în chirie, ori că locuiești acolo, ori casa este pe numele tău, ori că ești luat în contract de comodat și așa mai departe. Lucruri pe care eu le aveam, dar Ana nu le avea și trebuia să fiu eu. Adică trebuia să mă întorc și eu ca să fac eu chestiile astea, să vin cu SRL-ul, doamne, cu PFA-ul, cu actele casei și așa mai departe. Până la urmă am rezolvat, a mers tata cu Ana, au luat-o pe Nina a doua zi, dar Ana a pierdut, oportunitatea. Și eu am pierdut-o pe Ana și Ana m-a pierdut pe mine, ea era la București, încerca să rezolve chestia asta care era în materie de criză, eu eram aici care încercam să mă concentrez pe concurs, dar toate lucrurile astea au fost foarte... Pe moment, lucrurile au fost tratate total altfel. Eu vi le spun fast forward pentru că na, trebuie să vi le spun. Dar pe moment ele au avut o total altă amploare. Da, asta a fost o chestie mega complicată. După aia când a trebuit să ne întoarcă, când m-am întors, Nina în continuare merge în trei picioare, ți-o băi pe aici. Ea are femurul scos din capul femoral. Ea nu mai are femurul în șold. Da? A avut și o fisură a crestei iliace, adică avea bucăți de os care plecaseră din creasta iliacă și ne-am temut să nu facă vreo hemoragie internă și să pățească alte lucruri, însă când ne-am întors, ea era un câine handicapat total, pentru că
nu putea să ridice, scherele ia de durere, pentru că avea dureri foarte mari. A stat pe tramadol 2 săptămâni la rând și pe multe alte medicamente pe care era greu să-i le dăm, pentru că nu voia să mănânce și a trebuit să începem să-i gătim lucruri care să-i placă. Și până am nimerit, a durat ceva, pentru că nu mergea nici cu conserve, nici cu boabe foarte bune, nici cu... Na, trebuie să ne apucăm să gătim și a trebuit să ne apucăm să avem grijă de aia ca de un... Nu știu, om handicapat care nu poate să se miște, pentru că nu putea să se miște. Făcea pipi pe ea, făcea caca pe ea, nu se mișca din locul în care o puneai. Și trebuia să te duci, să o iei, Nina are și 20 de kg, adică e un câine de talie mare. Trebuie să o iei așa cu două mânuțe, cu grijă. Una de sub burtă, pentru că piciorul demenjuit e cel din spate, și una de la gât, să te duci cu ea pe balcon sau afară și să aștept să facă pipi, să facă caca, ca să nu pișe și să cace casa în continuu. Recuperarea ei de la a nu se mișca deloc până a merge în 3 picioare a durat vreo 2-3 săptămâni. Acum ea merge în 3 picioare și țopăie și ok. Și am scăpat de toate lucrurile astea, dar perioada aia a fost terifiantă, că eu de la concurs am venit direct aici să avem grijă de ea, pentru că Ana stătuse cu ea tot timpul și na, Ana are dublu greutății Ninei plus puțin. Adică, nu poate să descurce mereu cu ea. Plus că trebuia să o iei frumos în fiecare dimineață, să o bagi în portbagaj și să o duci la medic. Pentru că trebuia să îi se facă perfuzii și trebuia să îi se administreze medicament la cabinet. Ceea ce e foarte greu. Ea ne mușca, de-a să ne muște, instinctiv, pentru că o durea mereu când încercam să o ridicăm și te capsat-o pe Ana foarte bine, nu bine. A fost o perioadă destul de dificilă. Dar, again, am reușit să trecem peste, acum ea merge în 3 picioare, avem din nou o radiografie și devizul e că trebuie să o operăm ca să-i atașăm piciorul la loc, ceea ce o să facem în curând, cred eu, pentru că după trebuie din nou 30 de zile de recuperare de stat în cușcă, adică practic ce am făcut din nou trebuie să o mai facem o dată după ce îi pune piciorul la loc. Și trebuie să avem o lună în care să stăm efectiv doar cu ea din nou. Da, și... Asta a fost partea cu Olimpia. Acum, la Valahia, spre Valahia. Între Valahia și Olimpia a fost groaznic, din cauza că, na, după Olimpia eu n-am mâncat nimic, adică n-am mâncat nimic. M-am beneficiat de carbohidrația, că m-am încărcat vreo 3-4 zile și a fost foarte bine. Și primele 2-3 zile după Olimpia au mers ca unse, pentru că aveam energie încă și aveam resurse în corp. Însă pe măsură ce avansam, după aia iar intervenea starea de letargie. Și pe lângă asta, toate activitățile pe care trebuie să le faci. Pentru că nu e totul doar faci mese, faci cardio, te duci, te antrenezi, ai clienți. Am clienți, am foarte mulți clienți la concurs. Am avut anul ăsta 30 de oameni in contest. In fucking contest, de care trebuie să am grijă. Clienți în sală. Am neglijat casa cât de mult s-a putut, casa mea, până să plec să o rog pe mama să treacă, să îmi facă și mie curat. Arăta groaznic și mirosea groaznic, nici măcar litierele, nu aveam timp să le curăț mereu. Era un drum dute-vino între Ana și la mine, Ana și la mine, Ana și la mine, la început, până și-a revenit puțin Nina. Și toate lucrurile astea m-au debusolat total, pentru că orice se întâmpla, eu mă complăceam în ideea de a... E din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu, nu mai o sufăr, mai o sufăr, mai o sufăr. Ceea ce nu m-a dus într-un stadiu moral mult prea bun. Am în vedere că trebuia să am grijă și de mine și de alții și să încerc pe cât posibil să nu mai, aduc probleme din altă direcție, adică din altă parte, să nu creez probleme. Ceea ce e foarte greu în momentul în care te deplasezi prin București în trafic, fie că te deplasezi cu mașina, fie că te deplasezi cu bicicleta. Și dăm fast forward până la Pickwick Valahia, când la 3 days out am zis, bă, ia să scobă și eu mașina, să mă duc să fac niște cumpărături. Am scos mașina, a trecut un dubițar pe lângă mine care nu mi-a acordat prioritate și a luat și curba prost, pentru că mi-a dat aripa jos la mini. R50-urile, nu știu dacă știți, dar au pe aripă niște bumpere negre, care cumva le protejează, pentru că sunt fix în unghiul cel mai ascuțit al aripii, unde dacă atingi pe cineva, bă, atingi cu bumperul ăla de plastic, nu atingi cu tabla. Ăsta a reușit cumva să lovească și bara, și aripa, și a dat și bumperul jos. Deci a trecut și biz. Eu cu mâna pe claxon îi ziceam, bă, oprește-te cu aia, că mai frecat de tot. Rage-ul a fost foarte mare, m-am dat jos din mașină, eram pregătit să îi îndesc foarte mult pumnii cap.
Însă am zis, bă, hai să mă potolesc. Poate nu e ceva atât de grav. I-am zis, i-am luat bumperul, era bumperul pe jos, i-am zis, pune la loc, pune la loc pe mașină și poți să pleci. Nu-ți fac nimic, deși bara era zgâriată. Dar mai avusesem bara zgâriată înainte, așa că am zis, bă, who the fuck cares, știi? Omul a încercat să o pun la loc. Natasha tu bine zicea că, a, că asta a mai fost dat-o, începuse cu dalea, că asta a mai fost atinsă, că asta a mai fost, că aici ți-a dat-o altcineva și în momentul ăla a zis că dacă mai scoate un cuvânt, aici îl îngrop în pumni și îl bag sub dubă. Și am zis, doar o pui la loc, îți strâng mâna și plec. Spre surprinderea mea, tot eu am cerut scuze că l-am jurat pe el de morți la final, după ce mi-a pus ăla la loc, lucru pe care nu ar fi trebuit să-l fac acum, privire retrospectiv, pentru că am ajuns, am plecat din București spre Sibiu a doua zi și când am ajuns la Sibiu și am ajuns din mașină, mi-am dat seama că eu am mers, am pierdut aripa pe undeva. Aripa la mini nu mai era, era lăsată pe undeva. Da, la Valahia, cineva în parcare mi-a dat oglinda jos, mi-a dat oglinda peste cap și mi-a scos geamul oglinzii. Și a trebuit să merg cu oglinda lipită cu scoci până la București, că nu aveam efectiv cum să o trec și nu aveam cum să pun geamul la loc. Astea au fost problemele, așa, cu ghilimele de rigoare mai mari în pregătire. Însă, ce vreau să vă spun este că încercați, pe cât posibil, să evitați toate lucrurile de genul ăsta. Toate lucrurile care vă pot duce într-un mental state atât de prost. Gata, m-am oprit acolo că am vorbit mult prea mult. Acum, ce m-a salvat Ana, zisese că am dat din casă prea mult și într-adevăr m-am destinuit o leacă mai mult decât sunt eu obișnuit să fac. Ce vreau să spun pentru oamenii care se uită sunt următoarele lucruri. De-a lungul timpului, pe măsură ce înaintați în viață, o să învățați să fiți din ce în ce mai cumpătați și o să învățați să vă diluiți cu lucrurile care vi se par complicate acum mult mai bine. În afară de ce v-am povestit, gândiți-vă că sunt o grămadă de alte presiuni psihologice sau fizice care vin din partea foarte multor indivizi. Comentariile, de exemplu, expunerea la social media, este un lucru extraordinar de nociv din foarte multe puncte de vedere, iar în ultimele 3 luni eu am luat decizia să nu mai exist pe TikTok. Adică eu nu deschid TikTok-ul decât atunci când fac TikTok tags. Eu nu mai fac TikTok. Eu nu mai uit la comentariile pe TikTok, eu nu mai fac live-uri pe TikTok, pentru că pe YouTube este o comunitate puțin, nu vreau să zic mult mai educată, dar este puțin mai educată decât comunitatea de TikTok. Comunitatea de TikTok este toxică, este groaznică, are o amploare mult mai mare din cauza algoritmului și modului în care este făcut și este ceva ce eu nu pot să tolerez așa ceva. După fiecare live pe care intram, auzeam numai minoxidil, chelie, chelești, scade părul, steroizi și toate astea. Știu că vă confruntați și voi cu aceleași lucruri, mai ales dacă vreți să, nu știu, să aveți, să fiți, nu știu, mai importanți în social media, să vă dea cineva importanță, să fiți băgați în seamă, să băgați și voi pe cineva în seamă, să faceți content, pur și simplu, să faceți content. În momentul în care faci content, o să te lovești de chestiile astea. Băieți, există un buton foarte important, butonul de bloc. Eu l-am descoperit foarte târziu, eu nu făceam chestia asta. Eu stăteam să mă cer cu fiecare handicapa care îmi scria chestii. Și de-a lungul timpului o să vedeți că tot există, toți de ăștia. Tu ai concurat. Mi-a zis unul că eu am concurat la categoria muscă, că eu nu sunt, eu având 88 de kg pe scenă încărcat. Da? Ăștia sunt oamenii, aceiași oameni care îi scriu Robert că e la categoria muscă, care îi scriu Mihai că am bătrânit, care îi scriu mie că am bătrânit și așa mai departe. Băieți, toate lucrurile astea se rezolvă cu o singură apăsare a butonului. La fel și voi, fetelor, dacă considerați vreodată că vă haterește cineva, că vă stocărește, că efectiv vă abuzează în mod repetat online, aveți tot dreptul să îl înjurați în primul rând, dar înjurăturile și toate lucrurile astea care duc spre un context de sociabilitate o să vă ducă down the rabbit hole, adică o să continuați să faceți chestia asta, să răspundeți fiecărui om care considerați că vă creează o nedreptate. Eu am învățat să nu mai fac chestia asta. Eu nu mă mai cert. Mi-ai scris ceva ce e ne la locul lui, pai și pus. Îmi scrisese un băiat la un moment dat, eram tot așa. Eram un pic cuicul pentru Olimpia și făceam genul cu 100 la Smith. Mi-a zis, la picioarele alea e o rușine să faci genul cu atâta. Și am stat, m-am apucat să încep să explic că, bă, uite-mă, bossule, n-ai forță, nu ai, nu, trăiesc pe 1300 de calorii, 1400 de calorii, cu ce forță să ai, ești nebun? El îmi trimite clip cum face el genul cu 150. Genul ăsta de oameni. Dacă vă confruntați vreodată cu genul ăsta de oameni, cu genul ăsta de abordare,
din partea mea, eu vă recomand cât, să vă distanțați cât mai tare de ei. Este un relief extrem de mare, este o ușurare de care eu am avut parte în momentul în care am descoperit că dacă cineva comentează la adresa mea prost, eu am tot dreptul să-i dau bloc, să-i dau unfriend și așa mai departe. Pe lângă toate lucrurile pe care v-am povestit și pe lângă astea, contextul social media, există contextul de job, de antrenori, de clienți care pleacă la alți antrenori, pleacă de la tine și după aia vorbesc prost la adresa ta, ceea ce este absolut normal, adică na, încurajez toată lumea să facă chestia asta și dacă are ceva să-i spună antrenorului, să-i spună în față sau poate să vorbească de el pe la spate, dar într-un context ăsta familiar, adică familial. Spune chestia asta la tine în casă, spune-i lui maică-ta, spune-i lui nevastă-ta, spune-i prietenului tău cel mai bun, dar nu te duce să vorbești cu prietenii mei despre mine. Am trecut prin toate lucrurile astea și am descoperit o chestie foarte tare, că noi ca și antrenori, în comunitatea noastră mică de fitness și bodybuilding, noi ne înțelegem foarte bine când vine vorba de clienți. De ce? Pentru că ne dăm seama că unii dintre ei n-au nicio șansă să reziste cu niciunul. Ei schimbă clienții ca pe șosete, ei schimbă antrenorii ca pe șosete, cum se zice. Și m-a salvat Igor. Igor m-a ajutat cu chestia asta. În momentul în care venise la mine un client de-al lui și el mi-a zis, bă, ai grijă cu ăla, că mie mi-a făcut urât. Și primul lucru pe care l-a făcut când a venit la mine după o săptămână a fost să dea cheat. Și atunci mi-am dat seama. Și alți oameni care au plecat la Mihai și vorbeau urât la adresa mea și Mihai a zis, și după o săptămână la fel a clacat și la Mihai și așa mai departe. Și eram foarte supărat în perioada când se mai întâmplau lucruri de genul ăsta, că mă gândeam, zic, bă, cum rezolv chestia asta? Că totuși nu vreau să mă duc să îi înfund un pumn în gură din greșeală unui om într-un context de stat de rage doar pentru că a vorbit urât la adresa mea spunând lucruri total neadevărate, știi? Pe care mie nu mi le-a spus niciodată în față, de exemplu. Eu care sunt un om transparent și vorbesc cu clienții, într-adevăr, foarte multe lucruri. Și am avut noroc că ne-am ajutat unul pe celălalt și în continuare o facem și noi vorbim. Adică noi știm când un client pleacă de la un antrenor la altul, noi știm exact ce fel de om pleacă, unde se duce, ce urmează să facă și așa mai departe. Dacă aveți vreodată nevoie de ajutor în direcția asta, vorbiți, oameni buni. Comunicarea este foarte importantă. Nimeni nu se supără dacă tu comunici. Contează cum comunici. Și știu, mă adresez strict oamenilor care se antrenează și se pregătesc de concursuri și sunt într-o pregătire și nu... Sunt într-un no man's land, nu știu pe unde să apuce, sunt foarte strâmtorați și simt presiune în toate părțile. Oameni buni, vorbiți, găsiți pe cineva și vorbiți. Comunicați cu oamenii cu care credeți că aveți neînțelegeri, cu care nu vă înțelegeți și așa mai departe. Încercați să le explicați foarte clar ce vă deranjează, ce nu funcționează, ce o să meargă, ce nu o să meargă. Încercați să găsiți înțelegerea în loc să reacționați instinctiv și emoțional la primul lucru care se întâmplă. Eu am descoperit chestia asta la fel foarte târziu și terapia m-a ajutat foarte mult și vă recomand, dacă aveți bani de spart pe terapie, spargeți-i pe un terapeut foarte bun care știe ce face și care vă poate aduce pe o cale pe care voi să o gândiți mai departe singuri și independenți. Că terapeutul nu rezolvă practic nimic pentru tine, te pune pe tine doar să spui mai multe întrebări. Încercați să vă duceți într-o direcție în care să analizați totul la rece. În momentul în care informația s-a spus deja, vorbele sunt spuse, faptele sunt consumate și voi nu aveți decât ecoul vocilor voastre în cap. Și ecoul vocilor voastre în cap încearcă să vă joace feste, să vă ducă pe toate drumurile rele, să vă facă să vă gândiți la tot ce e mai rău, la tot ce se poate întâmpla mai rău, la toate lucrurile rele care s-au spus și așa mai departe. Indiferent dacă, nu știu, suferiți de certuri în relație, de certuri cu părinții, de certuri cu prietenii, de probleme la muncă. Analizați-le la rece, foarte important să le analizați la rece, după ce toate au fost spuse, voi stați cu voi și vă gândiți la chestia, băi, merită să iau decizia asta acum, pentru un lucru atât de mărunt, sau poate pentru un lucru pe care îl pot rezolva dacă vorbesc despre el, merită să iau o decizie înainte să vorbesc despre el, merită să fac ceva ce mai încolo s-ar putea să regret și așa mai departe. Toate lucrurile astea, toate momentele grele pe care o să le simțiți într-o pregătire, sunt absolut normale. Iar enjoy the process este o minciună din punctul meu de vedere, pentru că nu poți să enjoy the whole process. Trebuie să le iei pe rând, să-ți dai seama ce este mai important pentru tine și lucrurile care au cumva... rețeta care a funcționat pentru mine a fost prioritizarea. Băi, ce e mai important acum, frate?
ce este mai important? Iei o foaie de hârtie și le scrii pe hârtie. Ce este mai important? Eu scriu un notes. Mai importantă este asta, asta este prioritară, după care este asta, după care este asta, după care este asta. Și facem o listă pe care o urmează să o parcurgem și să ajungem să aibă o finalitate lista aia. Adică pun toate lucrurile pe care le-am de făcut pe o listă, văd cu care încep și cu care termin. Și asta s-ar putea să vă ajute mai mult decât să stați doar cu gândurile voastre și să le regurgitați la nesfârșit și la nesfârșit și să auziți doar ecoul lor cum vă sună în cap. Da, sunt presiuni din toate părțile. Același lucru este valabil și pentru oamenii care, nu știu, sunt la început de drum în fitness și nu înțeleg cum să procedeze, ce trebuie să facă. Băieți, fete, în primul rând, dacă vreți să fiți niște antrenori buni, voi în primul și în primul rând trebuie să aveți un knowledge la bază. Trebuie să știți cu ce începeți. Oamenii care spun că clienții mei îmi spun și când mănâncă un cartof, oamenii nu sunt niște antrenori. Oamenii sunt niște oameni care nu au clienți în realitate și care vor să pară că ei au grijă de clienții lor la fiecare 10 minute. Dacă se întâmplă ceva, clientelul meu trebuie să-mi spună. Nu este așa. Antrenorul este pus să te ducă din punctul A în punctul B. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum lucrează Ștefan Kienzel, care este boss of Outlaw, care are, nu știu câți, 37 de olimpieni. Nu, 17 olimpieni. Da? Antrenează 17 olimpieni. Da? Oameni care sunt calificați la olimpiade. Check-in-urile lui sunt în felul următor. Ți-a trimis documentul și ți-a spus salut carb increase sau salut you look good și documentul updatat. Așa funcționează coaching-ul, băieți. Oamenii care lucrează cu ăla n-au tupeu să-l întrebe pe ăla. Auzi, dar de ce iau berberină la masa 1? Păi dacă nu ai tupeu să-i scrii lui ăla, cum de ai tupeu să-mi scrii mie? Ce crezi că ne diferențiază? De ce crezi că eu sunt dator cu mai multe doar pentru că nu am antrenat 17 olimpieni? Asta ai tu impresia? Oamenii au o părere foarte diferită de coaching la noi în țară, pentru că nu au înțeles chintesența de fapt a antrenoriatului, că antrenorul nu este un suport moral, nu este un suport fizic care vine și te împinge pe tine de fesier să faci genoflexiunea, nu este un om căruia tu să-i spui, bă, nu mai pot frate, mă cer cu mama, mă cer cu gagica mea, ce să fac? Nu, antrenorul este doar un om care te ajută pe tine să ajungi din punctul A în punctul B, cu toate lucrurile la punct, cu sănătatea la punct, cu moralul cât mai bun legat strict de lucru pe care el se ocupă, adică de fitness sau de bodybuilding și atât. Și să aibă grijă ca tu să ajungi din punctul A în punctul B sănătos tu sau cât mai sănătos. Atenție! Da? Toate lucrurile astea, ca să ajungeți în punctul ăla, voi trebuie să aveți un knowledge. Dacă nu aveți un knowledge la bază, nu vă băgați în a marketiza lucruri pe Instagram sau pe TikTok sau pe YouTube și așa mai departe. Nu vă aruncați să vă băgați banii în marketing, să dați banii pe cursuri de care nu aveți nevoie, să dați banii pe oameni care vă promit că vă fac ei thumbnail-uri șmechere, că vă fac ei postări pe Instagram șmechere, că vă fac ei un grid de Insta, că vă cresc ei afacerea, că au ei grijă de voi, că învățați care este de fapt finalitatea tuturor lucrurilor. Pentru că dacă vreau să învăț ceva, mă duc și fac un curs. Dacă vreau să ajung bine pe scenă, mă duc și-mi iau un antrenor. Sunt două lucruri diferite. Nu-mi iau un antrenor ca eu să învăț ceva. Învăț ceva lucrând cu antrenorul ăla, pentru că învăț adiacent. Eu, la rândul meu, aceleași lucruri le-am făcut. Am lucrat cu oameni și am învățat de la ei, lucrând cu ei. Ne pun în întrebări de genul, auzi, dar de ce facem? Auzi, dar ce? Există atâtea lucruri. Simplu fapt că eu denot implicare în proces, este momentul în care nu cunosc ceva din ce mi s-a spus, eu îl caut. Aia este implicarea mea, aia denotă faptul că eu sunt implicat în a învăța. Bă, frate, dacă eu nu știu cum să repar un casetofon la mașină, mă duc pe YouTube și scriu cum să scoți bordul la Mini R50 ca să-mi repar casetofonul. Și ți-apare un băiat care ți-a făcut un tutorial așa cu mașinuța. Știi ce zic? Nu sunt mecanicul să-i zic, un bossule, îmi zici și mie cum să deschid bordul la Mini? Înțelegeți diferența? Mă duc la mecanic în momentul în care nu mai pot să o fac eu. În momentul în care zic, fă-mi bordul. Și nu îl întreb pe mecanic la final, auzi, dar cum ai făcut asta? Pentru că nu cu asta se ocupă mecanicul. Mecanicul se ocupă doar să se rezolve problema. Pe lângă toate chestiile astea, dacă aveți vreodată nevoie de ajutor, dacă vreodată simțiți că
clacați, că nu mai aveți putere, că nu puteți să vă duceți pregătirea la capăt, că toate lucrurile vă cad vouă în cap și simțiți momente de presiune, luați-vă timp să, nu știu, să jeliți, să plângeți. Plânsul este foarte terapeutic. Normalizați plânsul la un nivel la care să nu abuzați de el, să fie un, nu știu, un moment de retragere pentru voi și să fie un moment pe care îl așteptați în fiecare zi. Dacă simțiți că aveți nevoie să plângeți, băieți sau fete, plângeți. Noi plângem. General, oamenii care se urcă pe scenă au și foarte multe probleme emoționale și nu numai, ci și fiziologice. Și ei plâng, chiar dacă voi nu-i vedeți, ei plâng foarte des. Înțelegeți, trebuie să vedeți chestia asta ca pe un lucru normal care se întâmplă. Pentru că am văzut foarte mulți oameni care neagă chestia asta. Care zic, nu, frate, pizdă. Nu este așa absolut deloc. De altfel, aveți nevoie de ajutor, cereți-l. Nu cred că mi-a scris cineva vreodată vreun mesaj de ăsta mai lung în care să ceară ajutorul. Și să fie, într-o reală nevoie de ajutor. Nu să mă întrebe pe mine ce sunt greens sau ce sunt super reds. Sau cum să iau Chromium sau Erala. Nu. Când simțiți că clacați și aveți nevoie de ajutor, scrieți unui om în care aveți încredere și bazați-vă pe faptul că omul ăla o să vă asculte măcar. Și că voi puteți să spuneți ce aveți pe suflet în așa fel încât să vă descărcați, nu neapărat să găsiți din partea lui o alinare, dar măcar dacă nu aveți cui să-i spuneți lucrurile prin care treceți, încercați să găsiți pe cineva care este aproape de voi și poate să vă susțină ascultându-vă oful până la capăt pe care voi aveți să-l spuneți. Sunt foarte multe lucruri de vorbit pe tema asta, nu pot să o fac aici, nu cred că o să pot să o fac vreodată până la capăt, pentru că sunt lucruri indiscutabile și majoritatea oamenilor le vor realiza doar atunci când vor trece prin mai multe competiții și prin mai multe, nu știu, pregătiri, să zicem așa, că n-aș vrea să le zicem pregătiri, dar procese, pentru că ăsta este, vorbesc strict de bodybuilding, dar cum este, cum vorbesc despre asta, există echivalente și echivalenți în orice alt domeniu, probabil, în care vrei să fii, nu știu, uprise, să fii cineva, să ajungi departe, să spargi barierele, să rupi recorduri și așa mai departe, cu toate ghilimele de rigoare la aceste lucruri, însă sunt convins că există chestia asta în orice alt domeniu și în orice alt sport, de altfel, care este cel puțin la fel de greu ca acesta. Nu consider că bodybuilding-ul este totul în viață. Detest oamenii care cred că totul se învârte în jurul lor și că doar ei merită atenție și că lucrurile nu merg bine în relația lor pentru că ei nu sunt susținuți în demersul lor. Lucrurile de genul ăsta nu o să vă aducă absolut deloc bine. Încercați să nu vă poziționați deasupra celorlalți, mai ales într-o relație și mai ales în contextul în care celălalt din relație nu știe absolut deloc prin ceea ce treceți voi. Chiar dacă voi verbalizați și spuneți și comunicați, oamenii nu au cum să înțeleagă până nu trec și asta este un fapt real pe care l-am testat și retestat de foarte multe ori în viața asta. Până nu trece prin același proces similar cu tine, omul de lângă tine nu are cum să te înțeleagă până la capăt pentru că nu are aceleași simțuri și nu a trecut prin același lucru și nu are cum. Unele lucruri trebuie simțite pe pielea ta, cum se spune. Atât am avut de zis momentan. Este foarte mult ce am vorbit aici. Sper să fi rămas cineva până la capăt. Probabil Călin, singurul om care a rămas până la capăt e Călin. Dați coment dacă ați rămas până la capăt. Habar n-am. Da, n-am vrut să transform asta în marketing, îmi cer scuze. Atât am avut de zis. Vă pup, vă respect pe toți. În egală măsură. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut atâția ani la rând, că sunt oameni care sunt cu mine de când am apărut eu prima oară pe TikTok sau pe YouTube și le mulțumesc pentru asta, că se vede că s-au ancorat la un tip de personalitate, să zicem așa, și sper că m-am ridicat cumva la măsura așteptărilor și că am evoluat în modul în care l-ați vrut voi, pentru că nu vreau să evoluez într-un mod nociv nici pentru comunitate, nici pentru mine personal. Atât am avut de zis, v-am pupat, vă salut, vă beți apica, mâncați mesele, ne vedem la următorul vlog, care o să fie din ce în ce mai des acum că am revenit și am terminat sezonul competițional. Numai bine!